România ar putea începe administrarea celei de-a treia doze de vaccin anticovid la începutul lunii octombrie. Anunțul a fost făcut de coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, pentru un post de televiziune. Medicul militar a anunțat și în ce condiții va putea avea loc administrarea celei de-a treia doze de ser. Dacă Agenția Europeană a Medicamentului face această recomandare la început de septembrie, așa cum noi estimăm, ceea ce, foarte probabil. Ceea ce este foarte probabil, cel mai târziu, în începutul lunii octombrie, vom putea demara practic această etapă de a administra cea de-a treia doză și vor fi câteva reguli foarte clare. În primul rând, modalitatea de înscriere, de prezentare la centrele de vaccinare rămâne fie prin programare în platformă. A doua posibilitate este cu prezentare directă. Mai mult decât atât, trebuie să avem cel puțin 6 luni de la rapel, de la cea de-a doua doză, sau în cazul în care vorbim la un moment dat de Johnson, deși vaccinarea cu Johnson a început în luna mai, practic mai este până când se va lua în calcul vaccinarea celor care au făcut vaccin cu Johnson & Johnson, vom intra progresiv cu categoriile pe care le-am menționat. Cei expuși, personalul medical și cei vulnerabili, progresiv